Astăzi a avut loc ședința Colegiului Prefectural a lunii ianuarie, în care au fost discutate mai multe puncte importante de pe ordinea de zi, printre care și venitul minim de incluziune, dar și alte subiecte de mare interes pentru cetățeni. Aveam înscrise pe ordinea de zi un număr de 5 subiecte, 5 teme de dezbatere, la care se adaugă puncte de diverse. În cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astăzi au fost discutate mai multe aspecte importante. Printre subiectele abordate în cadrul ședinței se numără și venitul minim de incluziune, ce se acordă începând cu luna ianuarie 2024 persoanelor sau familiilor solicitante. Legea 196 privind venitul minim de incluziune și are două componente, sprijinul pentru incluziune, care are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială, și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat și sprijinul pentru familiile cu copii, care se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind astfel alocația pentru susținerea familiei. Venitul minim de incluziune se acordă începând cu luna ianuarie 2024 persoanelor sau familiilor solicitante și înlocuiește prestațiile anterioare, respectiv VMG, ASF. Un alt subiect de o importanță deosebită se referă la evoluția fenomenului infracțional pe linia traficului cu produse accizabile. La nivelul județului Medinț, poliția de frontieră, așa cum știți, are în competență la supravegherea frontierei un număr de 166 de kilometri de frontieră cu Republica Serbia și 28 de kilometri de frontieră cu Republica Bulgaria și este organizată în 5 sectoare ale Poliției de Frontieră, 4 puncte ale Poliției de Frontieră, dintre care 2 puncte rutiere, porțile de fier 1, porțile de fier 2 și 2 puncte fluviale, PTF, Drobeta și Orșova. Printre obiectivele principale ale Poliției de Frontieră, pe lângă prevenirea și combaterea migrației ilegale, avem ca obiectiv principal și traficul cu produse accizabile, precum și contrabanda peste fluviul Dunărea cu astfel de produse. Toate activitățile pe care le desfășurăm pentru acest obiectiv le executăm în baza analizelor și profilelor de risc pe care le avem în obiectiv. Cooperăm cu celelalte instituții cu atribuții la control de frontieră, în principal cu lucrătorii vamali din cadrul birourilor vamale din punctele de trecere a frontierei. De asemenea, reprezentanții ai Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Mehedinți au prezentat raportul de activitate pentru anul 2023. În decursul anului 2023, a fost menținut și îmbunătățit sistemul de management al calității prin supravegherea, monitorizarea și evaluarea activității, instruirea periodică a analiștilor, aplicarea măsurilor preventive și corective stabilite pe baza auditului intern și a rezultatelor obținute la testele de referință și analize efectuate de managementul calității. Eliberarea și retragerea autorizațiilor de funcționare pentru operatorii economici care produc, prelucrează sau comercializează semințe, s-au eliberat 5 autorizații pentru 3 operatori economici înregistrați în urma solicitărilor acestora, 4 autorizații s-au retras deoarece n-au avut activitate timp de 3 ani consecutiv, conform ordinului 769/2009. Totodată, inspectorul șef Nicia Mergeani, reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinți, a dorit să informeze pe cetățeni referitor la modul de soluționare a petițiilor în anul 2023. Având în vedere măsurile de protecție socială de care se bucură persoanele angajate, a crescut încrederea acordată instituției noastre de persoane frustrate de anumite drepturi care, considerându-se neîndreptățite, ne-au cerut sprijinul în rezolvarea problemelor ivite în raportul de muncă cu angajatorii, prin sesizări depuse la registratura instituției, transmise pe e-mail, prin poștă sau trimise pe portalul extern Columbo, acesta fiind un site al Inspecției Muncii, unde cetățenii pot transmite petiții prin care am fost sesizați asupra unor cazuri de nerespectare a prevederilor legale în domeniul relației de muncă. Un ultim subiect foarte important de pe ordinea de zi a fost creșterea numărului de practicanți de sport în vederea promovării și susținerii sportului de performanță. Unul dintre obiectivele principale ale programului de guvernare a fost exact acesta, creșterea numărului de practicanți. De la un procent de 5% în toate clasamentele internaționale suntem aproape pe ultimul loc, să nu zic
chiar ultimul, din punct de vedere al practicării sportului, la procentul de cel puțin 30%. Foarte greu, este foarte greu să ajungem la acest lucru, pentru că, normal, obiectivele specifice care ar trebui să ducă la acest lucru sunt, în primul rând, strângerea copiilor, creșterea numărului de participanți la aceste activități în mod organizat, pentru că, poate spuneți, fiecare mai face, ne ducem la sală sau nu știu ce facem. Da, de acord, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar într-un mod organizat și bineînțeles, începând cu educația sportivă, dacă se poate, de la grădiniță. Una colaborare dintre instituții este necesară, totul fiind în sprijinul cetățeanului.